Cadrele didactice vor sărbători ziua educației în data de 5 octombrie prin muncă. Nu același lucru se poate spune despre elevi, care nu vor învăța în această zi, ci vor petrece momente de relaxare la spectacole, concerte sau vizite la muzee. Profesorii vor fi alături de elevii lor și vor desfășura activități specifice zilei educației. Adică, elevii, sub supravegherea cadrelor didactice, vor realiza în unitățile de învățământ diferite uh, competiții, ateliere handmade, expoziții, dar se pot și deplasa în municipiul Ploiești, în alte localități ale județului, dar și în afara județului, în cadrul unor activități organizate și aprobate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ Conform contractului colectiv de muncă de ziua educației, profesorii sunt obligați să organizeze în timpul programului de lucru manifestări specifice dedicate acestor evenimente. Având în vedere desfășurarea referendumului în zilele de 6 și 7 octombrie, profesorii din Prahova vor fi nevoiți să scurteze programele care se desfășoară în școli, astfel încât să nu îngrădească amenajarea secțiilor de votare.